100 de cărți, pe lângă faptul că ați scris și scrieți poezie, scrieți eseuri, că sunteți fermecător, ați mai scris despre pisici. În 2009, mic tratat de psihologie, da. O carte apărută la Humanitas, o carte care s-a epuizat, despre da. Pisici celebre, despre Baudelaire, Verlaine, la fel de celebri care au avut pisici. Ați da. Mai scris o carte, Fotbaletto, ediția a doua. Fotbaletto, inspirată da, din Fotbaletto, da, din fotbal, da. 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 Canta fabulele. Deci, dumneavoastră sunteți pe undeva un om polivalent, un scriitor care v-am întrebat înainte de întâlnire dacă ați avut pisici. Nu ați avut, dar inspirația dumneavoastră... Personal nu, adică am avut în copilărie pisicile casei. Deveniți expert în pisici, în psihologie. Am avut odată impresia că aș putea să determin o pisică care stătea, pe, să zicem, pe o masă ca asta, să o fac să sară de pe masă. Și m-am concentrat, așa credeam eu. Să te concentrezi în fața unei, cum să vă spun, unui radar, unui pisica, e o radar, masă lipsă loc, bineînțeles, a rămas acolo, se uita cu dispreț la mine. S-a frântuit. Băi, s-a frântuit, poate a și priceput ce vreau și a zis, du-te, domnule, de aici, miau, miau. Doamnă, într-adevăr, nu, îmi plac foarte mult în poze, în filme, așa puțin, dar vă spun ceva, sunt aristocrate, sunt elegante, sunt tot ce... Dar când încep să se mâțâie după carne sau așa, după ce le dai una, vor două, cinci, șapte, știți cu cine seamănă, cu etnia așa. Dom'le, îi dai 10 lei, mai dăm, îi dai 20, mai dăm, îi dai 30, mai dăm, așa faci. Da, ce să faci? Și nu vreau, nu e vorba de incorectitudine politică, ci de incorectitudine politicoasă. Și dacă ar fi, cine, era cu pasă de corectitudine politică? Păi da, adevărat, s-a dus și chestia cu corectitudinea politică. Important e să nu spui ce nu trebuie, să te porți bine cu, nu să, știu eu, îți vine unul copoșat sau așa, nu încep să faci bancuri proaste sau să gafezi. Aia e de prost. Asta e de prost gust. Aia e politețea. Dacă ar fi politețe, n-ar fi nevoie corect. De bancul ăsta corect. Comunistoido, e între comunistoido, nu știu cum. American. Orice s-ar zice, a scris bine totuși Patapievici despre comunismul american. Pentru că există niște lucruri care neagă tocmai bazele unei țări ca America ieșită dintr-o concurență, cum să vă spun, acerbă.